găsit o nouă ediție a emisiunii Cocktail în care facem analiza evenimentelor de la Buzău. Invitat în studioul nostru este domnul Gheorghe Vlase, lider regional al Partidului Puterii Umaniste din România. Bine ați revenit, domnul Vlase. Bine v-am regăsit, domnule Mihai. Așa, ca o primă întrebare, am văzut lansarea candidaturii primei femei deocamdată. Nu știu, poate rămâne singura femeie. Și singura femeie. Să știe, poate să mai înscrie cineva pentru fotolul de președinte al țării din partea PPU. Da. Vă pot vorbi pe larg, dacă se poate acum, dacă nu mai târziu, despre candidata noastră care are 39 de ani, este soția unui mare banchier american, este prima femeie din România care a terminat o facultate în America și o facultate de primă mână, respectiv Harvardul. Este o femeie care nu a făcut parte din structurile comuniste, fiind atât de tânără, vă puteți imagina că avea 10 ani la Revoluție. Este o femeie cu alt discurs, o doamnă care știe exact ce trebuie pentru a se produce o schimbare în România și peste toate aceste lucruri este o femeie care are un discurs pe care mâine aș vota-o dacă ar candida la prezidenție, deci oricum va candida, dar în calitate de cetățean vorbesc. Pentru că m-a impresionat discursul ei de la Congresul Partidului Puterii Umaniste, unde vreau să specific, poate nu știți, că am fost ales vicepreședinte național, unul din cei 7 vicepreședinți. Și faptul că doamna Ramona candidează ne face o mare onoare și sunt convins că va obține un scor foarte bun. Ba mai mult decât atât, vă dau informații care am auzit aseară la televiziunile centrale. Traian Băsescu a specificat că această femeie se pregătește cu tiparul doamnei pregătită să câștige președinția României. Da. Nu știu dacă este neapărat prematur. Până la urmă, principalul partid de pe eșichierul nostru nu și-a desemnat încă un candidat. Există în continuare frământări la nivelul PSD și vine această candidatură, într-adevăr, o candidatură surpriză, o persoană necunoscută care vine în fața publicului și se prezintă. Am văzut că a avut deja mai multe apariții. Sigur. Doamna Ramona Brunsils. Doamna zicea că te se spune și Bruce Lee. Da, da, sigur. La lansarea candidaturii sau mai, în mai multe feluri. Nu se supără dacă îi stâlcim numele. Bun. O să revenim la această candidatură. Domnul Vlase, n-am avut ocazia după alegeri să comentăm rezultatul de la Buzău. Aș vrea o scurtă analiză din partea dumneavoastră. Știți scorurile? PSD a pierdut în municipiul Buzău în fața USR, iar la nivel de județ nu a obținut un scor așa cum s-ar fi așteptat. Marea surpriză și la Buzău este USR-ul, dar și pro-România. Pentru mine, marea surpriză la Buzău sunt liberalii care au obținut un scor neașteptat, apropo de activitatea lor în acest județ și în orașul Buzău. Nu mă așteptam ca liberalii să iau un scor așa de mare. Sincer să fiu, nu știu, n-am putut să caut un motiv pentru care liberalii au luat un asemenea scor. Era clar că USR-ul este în creștere, era clar că Ponta se afla pe un plus 5, dar la liberal chiar a fost o surpriză. Da, ce credeți în că condițiile Buzău în care a fost excepție în tabloul ăsta național, cum s-a votat? S-a votat pentru europarlamentare, domnul Vlase, cumva? Cred că cetățenii au votat mai mult împotriva unor partide și pentru unele partide, pentru că n-au luat în calcul europarlamentarele, au luat în calcul toate scandalurile de pe scena politică care s-au produs până acum, au luat în calcul toate manipulările care se produc la toate televiziunile naționale în România și manipulările politicienilor care a zăpăcit acest popor și nu mai știe încotro se îndreaptă. Noi, umaniștii, chiar asta încercăm să facem, să trecem la partea umanistă, să trecem la partea sănătoasă a societății, să creăm condițiile ca persoanele publice și ceilalți cetățeni să se simtă în largul lor și să nu mai fie atâta manipulare și atâta ură și dezbinare în această țară. Da, PPU nu a participat la europarlamentare, a luat o decizie.
prea repede ar fi fost sigur această luptă, această bătălie, dar iată că revine în plină perioadă de relansare acest partid, revine cu această candidatură la prezidențiale. Partidul Puterii Umaniste nu face altceva decât încearcă să tragă un mare semnal de alarmă că dacă această politică violentă în care ne confruntăm zi de zi nu se va încheia, vom avea probleme mari în această țară. Pentru că în violență, în dezvinare și în ură nu poți să conduci un popor. Sunt convins că multe lucruri pe care le-a făcut Dragnea sau PSD-ul nu sunt chiar atât de grave pe cât au fost puse ele pe tapet. E adevărat că PSD-ul are probleme. Dar manipularea este atât de mare încât i-au draconizat pe unii, i-au ridicat pe alții, i-au aruncat la coșul de gunoi pe oameni care n-au avut niciun fel de legătură cu anumit. Văd că se întâmplă o grămadă de achitări acum în justiția română, ce este și acolo, e o nebunie. Nu se știe unde mai e capătul problemei, de unde să-l ia, să-l ducă mai departe. Ori Partidul Puterii Umaniste asta încearcă să atragă atenția și va atrage atenția continuu că societatea trebuie să revină în condițiile normale a unei societăți care se dezvoltă în mod sănătos, atât politic cât și social. Deci, ajungând la aceste violențe nemăsurate pe care le înregistrează acum societatea românească și parcă nu le înregistrează niciodată atât de dur, riscăm să începem să ne împușcăm în Parlament de acum încolo, că urmează probabil și asta. Iată, ne-am luat la bătaie, am urlat, au strigat în toate felurile, au manipulat în toate felurile și acum urmează probabil și violențe de altă natură, ceea ce este de așteptat să întâmple cât de curând. Da, până la urmă ăsta a fost votul. Cu toții de acolo din politică ar trebui să învețe ceva din acest vot și să fie mai responsabili, mult, mult mai responsabili decât până acum. Fie că vorbim de cei din opoziție, fie că vorbim de cei de la putere. Credeți că va pica guvernul până la alegerile prezidențiale? Nu are nimeni interes să pice guvernul până la alegerile prezidențiale pentru că se întâmplă o înrocire pentru opoziție. Nu sunt pregătiți să preia această guvernare. Nu zic acum că PSD-ul face marea acusarea, dar au păstrat un oarecare echilibru, au încercat anumite măriri, deși au făcut-o în special pentru electoratul lor, ceea ce nu este în regulă, adică bugetari și pensionari. Trebuie să mai gândească și la partea de afaceri, cei care fac banii ca să poată să-i redistribuie ei în zonele în care interesează. Dar bănuiesc că din această experiență vor trage o concluzie foarte clară că este momentul schimbării în România după 30 de ani, că alt public acum asistă la ceea ce se întâmplă în România și iată că au primit o palmă destul de dureroasă ducându-i la 21%. Asta înseamnă că atunci când se mobilizează poporul și poporul are totdeauna dreptate, a demonstrat-o și acum, iată că nu e chiar așa cum zic unii. S-a așteptat la scoruri de 40%, de 35% și uitați-vă unde s-a ajuns. Mă surprinde în mod plăcut USR-ul, cei care sunt artizanii schimbării în România și îmi place acest lucru, că au luat destul de mult în condițiile care ei nu au activat atât de mult în orașul Buzău. De ce au luat și cum s-a întâmplat aceste lucruri, aș vrea să știu și eu, pentru că poate folosim și noi metoda respectivă. Nu se poate să iei 15%. Ce spuneam mai devreme, domnul Vlase, n-a fost un vot pentru europarlamentare, n-a fost un vot în funcție de cum s-au mișcat în campanie. A fost un vot la modul general, un vot care a taxat. Și oamenii s-au dus, sau mai bine, nu s-au dus cu PSD, s-au dus cu PNL sau cu USR. Cu oricare altul. Da. Da, dar asta e și datorită campaniei negative pe care au făcut-o permanent, că au avut o tactică, să știți că în politică se folosesc lucruri de genul ăsta, în special în țările astea din estul Europei, mai ales în România. Deci dacă vrei să câștigi ceva, timp de 4 ani de zile îl draconizezi pe ăla până îl nenorocești, da? Cu dosare penale, cu fel de fel de fake news-uri sau ce mai sunt pe acolo de făcut și în final se agață chiar și de proprii
ziceți, oameni care ți votează, care votează partidul respectiv și de aia se agață partea negativă. Băi, știi că este adevărată chestiunea asta? Uite, tot a zis de Dragnea că e așa, că e pe dincolo, că asta nu înseamnă că Dragnea e vreun sfânt. Dar vreau să vă spun că jumătate din această chestiune este această formă de manipulare destul de grosolană. Și să știți că la poporul român prinde foarte bine, pentru că nu din cauza faptului că ar fi un popor care n-a ști să găsească partea de manipulare, că iată a demonstrat la alegeri că a știut să voteze, și pentru faptul că având probleme sociale și probleme economice, se supără și chiar spune, băi, să știi că chiar așa este. Ei, sunt lucrurile, dar nu chiar așa cum sunt prezentate. Bun, spuneați ceva de achitări și foarte bine că aduceți în discuție și acest lucru. La Buzău avem un fost deputat PNL de Buzău, George Scutaru, achitat definitiv într-un dosar în care a fost cercetat pentru fapte de corupție. De asemenea, un alt dosar care săptămâna aceasta a fost închis cu achitare, cel al fostului ministru de interne David, în care era implicat și fostul președinte al Consiliului Județean, Cristi Băgiu, la fel, achitări, după cum spuneam. Toți au primit achitare. Păi, stați numai un pic, și acum noi ce ne gândim așa ca cetățeni simpli în legătură cu justiția asta din România? Pentru că oamenii și-au ratat cariera politică, clar. Sigur. Asta nu însemna că George Scutaru a plecat din politică de pe funcția de consilier prezidențial. Ascultați-o pe viața asta publică. Ascultați-o pe Alina Mungiu Pipidi, care spune foarte clar că serviciile secrete manipulează politica și a intrat adânc în politică. Dacă este așa, este foarte grav. Mai mult decât atât, Scutaru, nu că ar fi un sfânt acum, a? Păi, dar această speță a avut dreptate, nici și Cristinel ar fi un sfânt. Iată că s-a ajuns în situația în care dacă cineva nu convine în anumită zonă, îi facem un dosar penal, îl plimbăm vreo 4 ani de zile și după aia, domnule, n-avem probe. Acum mă interesează cine răspunde despre tot ce s-a întâmplat acestor oameni. Adică chiar și lui Scutaru, chiar și lui Băgiu. Domnul, ne-ați plimbat 4 ani, ne-ați dărâmat cariera politică, ne-ați făcut praf familiile. Bine, Cristi Băgiu a și făcut închisoare pentru un alt dosar. Da. Cine răspunde pentru toate aceste pagube imense? Să-ți dărâme cineva cariera, să-ți înveneze familia și tu să ajungi ultimul om care aruncă în tine cu fel de fel de vorbe urâte, că ești penal, că ești hoț, că ești bandit, e foarte complicat, e foarte greu. Ori și aici arată foarte clar că nici justiția ca și politica nici ea nu este reformată și are grave probleme. Sunt problemele care s-au preluat de la comuniști. Nu pot să imaginez că mai sunt încă oameni ca pe vremea fostului tribunal a tovarășului Pană și cu echipa lui acolo, care să acționeze tot la fel. Pentru că pe ei știam că, mă rog, au probleme. Dar ăștia noi, tot în aceeași manieră, nu se poate. Este strigător la cer ce s-a întâmplat acestor oameni. Se poate întâmpla oricui, oricui se poate întâmpla, oricând. Pentru că dacă iei pe unul din cartea de telefon, acum, la modul în care se tratează problema, și nu știi cine este persoana respectivă, îi faci dosar penal. În condițiile în care justiția poate să găsească doi delatori, să spună că ăla din carte a făcut adres, îl ia procuratura, îi mai pune 100 de pagini, îl duce în justiție și de acolo în justiție intră în creuzetul și în malaxorul justiției și îl face praf. Nu se poate așa ceva. Bun, spuneți că sunteți interesat de cine răspunde și cum răspunde, nu? Cum răspunde? Sigur că da. Cine răspunde de distrugerea vieții acestor oameni? Cine răspunde? Cine plătește nota de plată a acestor oameni care, bănuiesc că unii dintre ei nu au avut capacitatea să treacă ușor peste aceste lucruri și au rămas cu sechele, deprimați, terminați, fără bani, fără... Nu se poate așa ceva. Să înțelegem că dacă noi intrăm în campanie electorală de la anul și se supără cineva pe noi, așa, ne face o chestiune din asta și gata, ne-a rezolvat. Păi asta e grav. Este extrem de grav. Adică nu mai invită oamenii să facă politică. Vor avea rezerve să facă politică și vor face politică numai cine vrea, probabil SRI-ul sau, mă rog, cei din servicii. Atât.
Ori asta e foarte grav. În condițiile în care ești într-o Uniune Europeană, în care nu-ți permite nici măcar jumătate de pas la stânga sau la dreapta din punct de vedere democratic, noi avem o ingerință a serviciilor secrete mai mare ca pe timpul Ceaușescu. Se pare că atunci nu puteau să intre chiar așa de tare în dosarele astea. Mai în glumă, mai în serios, al treilea om în stat, buzeanul Marcel Ciolacu, spunea că a primit un mesaj și atunci când a acceptat funcția de președinte al Camerei Deputaților în locul lui Liviu Dragnea, ar fi primit un SMS de la soție în care erau trecute trei nume. Zgonea, Dragnea și, cu voia dumneavoastră, al treilea nume... Cine? Penal. Cine? Tot președinte al Camerei Deputaților. Ah, și... Și e un reper și ăsta. A, e un reper, adică e o formă de intimidare. Ajungi în funcție, s-ar putea să ai soarta și celorlalți care au fost înainte. Da. Așa este. Adică să te trezești cu dosare. E foarte greu să... Pe mine familia m-a atenționat de vreo câteva ori că să fiu foarte, foarte atent la tot ceea ce se întâmplă, pentru că în momentul de față se poate întâmpla orice. Deci nu mai ești deasupra lucrurilor în condițiile în care tu nici măcar n-ai avut treabă cu banii statului sau cu funcțiile statului sau cu alte lucruri de genul ăsta, cum este cazul meu. Eu de 25 de ani nu am mai lucrat la stat. Iar dacă am lucrat, am lucrat la o societate comercială. Atât. Nu am contracte cu statul. Nu am treabă cu fel de fel de lucruri din astea urâte. Și totuși, la un moment dat, dacă vrea cineva să-ți facă ceva, ți-o face. Asta este foarte grav. Da, cum vedeți numirea sau alegerea, mai bine zis, a lui Marcel Ciolacu în fruntea Camerei Deputaților? Am sesizat că Marcel este un tip echilibrat. Este un om care nu se aruncă la declarații din astea triumfătoare, nici la cele care ar putea să-i creeze, eu știu, o aură de om care a ajuns la putere. Deci este un om echilibrat, este un om care sunt convins că va conduce cu grijă această... Așa, din câte îl cunosc eu, nu este înclinat către abuzuri și nici nu vrea să facă așa ceva. Nu l-am văzut pe Marcel Ciolacu făcând abuzuri sau spunând lucruri de genul domnule, așa vreau eu sau că nu știu ce. Este un om care colaborează cu, probabil cu toți colegii din Parlament și bănuiesc că va face o treabă bună. Dacă tot vorbeam de ceilalți trei, Adrian Năstase, Zgonea și Liviu Dragnea, care ar fi diferența? Diferența este că ceilalți au fost plini de ei și de puterea pe care o aveau. Nu se compară. Adrian Năstase era un om foarte, foarte deștept, sau este un om foarte deștept. Dar el dădea un semnal de putere atât de mare încât a fost în stare să leapă ciufică după stradă. Deci asta le-au creat probleme. Această desprindere de realitate și intrarea gândirii lor într-un gen de gândire, domnule, pe mine nu poate să-mi facă nimeni nimic pentru că eu sunt tata, papa de la Roma. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fii picioarele pe pământ, trebuie să fii om rațional, înțelept, să înțelegi că acolo ești numit, ești ales pentru ca să rezolvi problemea obștii, nu să te dai tu zmeu și să fii, mă rog, îngerul celor care crezi tu că ai putea să-i ajuți să facă, eu știu, cine știe, fel de fel de lucruri urâte. V-ați fi așteptat la încarcerarea lui Liviu Dragnea? Nu, nu m-am gândit că va încarcera, deși erau voci care spuneau că sigur se va întâmpla acest lucru, eu tot nu am crezut, dintr-un motiv foarte clar. Fapta lui este subțirică rău de tot. De care este acuzat. De ce este subțirică? Dintr-un simplu motiv. Ceea ce a făcut Liviu Dragnea la Călăraș sau de unde este domnului acolo? Teleorman. Au făcut toți în toate județele. Dacă ne amintim acum vreo 10-15 ani, asta era. Deci l-am angajat undeva și mai muncea și pentru partid. Ori în momentul în care tu îl pedepsești numai pe Liviu Dragnea și nu iei pe toți să-i pedepsești, că așa se face, justiția... rade tot, nu numai pe unul să dea exemplu și ăla să zică gata, să trăiți, am trăit. Nu. Asta nu este justiție.
Nu că l-aș apăra pe Liviu Dragnea, nici vorbă de așa ceva, nu fac decât un comentariu despre o chestiune care nu mi se pare că ar fi, că ar fi dreaptă. Deci puteai să-l prinzi cu 1.000.000 de euro, puteai să-l prinzi cu șpagă, bănuiesc că are o grămadă de bani, bănuiesc că e băgat pe acolo prin firmele alea, care nu știu ce, dar să te duci să-i spui, băi Liviule, fii atent că tu știai că oamenii ăia lucrează... De fapt că nu prestează. Dacă nu prestează, haide. Da, e subțirică. Da? PSD-ul își poate reveni din pumneștea primiți la... Eu cred așa, că și dacă am văzut în ultimile trei acțiuni ale opoziției care, după ce au învins, le-a dat o gură de oxigen PSD-ul de încă trei mandate la rând. Și vă dau acum un exemplu. Deci, PSD-ul merge, începe să facă din ce în ce mai multe greșeli, pentru că asta e puterea. Vine opoziția, face prostii cu nemiluita și PSD-ul din 25% ia următorul an 65%, următorul mandat 45% și următorul 35%. Și după aia iar se întâmplă acest fenomen. Așa au făcut ei, de le-a dat de fiecare dată celor de la PSD o gură de oxigen. În 96 au mai făcut-o de asta, de a dus în 2000 la 60%, 65%. Când a venit Băsescu la putere, le-a tras cu 70%, că i-a forțat să facă USL-ul și au ajuns la 70%. Tot PSD-ul, tot în urma unei chestiuni de genul ăsta, acum, în momentul ăsta, dacă nu sunt atenți, dacă nu știu să-și conserve electoratul pe care l-au, dacă nu au oameni necesari să funcționeze într-o guvernare corectă, resuscitată PSD-ul pentru încă trei mandate. Pe cine vedeți prezidențiabilul PSD? Mi-este foarte greu să spun, pentru că nu mai văd acolo cine ar putea să aibă această carismă care să nu fie legată de problemele din PSD. Le trebuie, de aia spun că trebuie din afară unul, le trebuie o carismă care să nu fie legată de PSD. Le dau un sfat. Că dacă oricare dintre ei sunt legați de PSD, oamenii ăștia din electorat spune fermător: păi lasă-ne, gata, iar a venit ăsta. Deci de cel pe care ei ar putea lua din afară, nu trebuie să aibă acea aură PSD-istă. Da, dar lucrurile înclin către un candidat din partid. Nu vor ajunge. Eugen Teodorovic, de exemplu, și-a anunțat intenția de a candida. N-are. Îmi pare rău. Nu va lua 15%. Da, va lua... Și PNL, și opoziția va trebui să... Nu PNL, PNL l-are pe Iohannis. Dar opoziția, partea asta a USR, ar trebui să vină cu un candidat destul de bun. Bănuiesc că lupta se va da în turul 2 între PNL, candidatul PNL-ului și USR-ul. De ce USR? Dacă USR-ul va ști să-și conserve, cum am spus, această valoare pe care a câștigat-o, este extraordinar. Să bați PSD-ul la Buzău este o minunăție. Mă refer la oraș. Ei vor intra în turul 2, pentru că populația actuală, cea care s-a mai trezit, s-au trezit mulți, și împreună cu partea de diaspora care acum îi se dă posibilitatea printr-o lege să voteze în 2 zile, dacă nu cumva se va aproba și votul prin corespondență sau electronic, va cântări enorm de mult în ecuația prezidențială. Ori din cauza asta PSD-ul s-ar putea să nu intre nici în turul 2. S-ar putea ca turul 2 să joace între USR și PNL sau să fie o schemă foarte interesantă cu Ramona Brăsil, cu PSD-ul și cu ALDE și cu nu știu ce, și să împingem această femeie în turul 2 și de acolo să-l bate pe domnul Iohannis. Nu știu, bănuiesc că aveți ceva date dacă tot spuneți această ipoteză. Chiar mă gândeam. Adică, să spun un lucru pe nume, până la urmă, doamna Brăsils vine din zona Dan Voiculescu, e susținută, cel mai mult am văzut-o la Antena 3. Da. O televiziune încă foarte importantă, cu o putere destul de mare.
Și de ce nu? Poate cine știe cum s-au făcut jocurile de culise și la europarlamentare cu Carmen Avram și cu alți candidați. Negociez cu Dan Voiculescu de la Antena 3. Poate cine știe. Am zis și eu așa, nu v-am dat o informație acum, nu las ca o informație. Am zis și eu așa. Există că mai zis scenarii. Pentru da. Că, da. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și vorbim și de problemele din administrația buzeană, dar și despre educație. Revenim imediat. Prioritate la performanță și siguranță. Biostar Buzău. Opțiunea ta pentru service și asistență auto. Biostar Buzău. Asigură piese auto și accesorii. Geometrie roți. Stație ITP. Verificare instalație electrică și sistem de frânare. Vulcanizare. Îndreptare jante. Presiune azot. Anvelope pentru autotinisme, camioane, utilaje agricole, utilaje industriale. Freonizare auto și service roți mobil. Biostar Buzău. Are prețuri atractive pentru servicii și anvelope. Vizitează orice punct de lucru Biostar, în Buzău Nord, șoseaua de centură, pe DN285, sat Gura Cândăului și în șoseaua Brăilei, numărul 9. Informații la 0752-233-992, 0747-121-476 sau pe biostar.ro.